Senzațional și în primul rând felicitări pentru sarcină, pentru că n-am apucat așa să ne vedem. Vă mulțumesc mult, sunt foarte fericită că am reușit să slăbesc înainte să rămân însărcinată. Și sunt foarte fericită pentru acest copil, pentru acest dar de la Dumnezeu. O să fiu o mămică tânără. O să fiu, da. Atunci când eu voi avea 30 de ani, bebele meu, care este bebe acum, va fi un băiețel sau o fetiță de 10 ani. În câte luni ești acum? Acum sunt în 3 luni. Deci 12 săptămâni și 5 zile, exact atât am. Și când urmează să devii mămică așa și să ții bebelușul în brațe? La sfârșitul lui iunie. Cred că pe 1 iulie este termenul de sarcină. Pe 1 iulie, da. Cum ai primit vestea că o să fii mămică? Păi cum să o primesc? A fost un șoc, dar am fost foarte fericită, n-am avut o secundă de ezitare, pentru că noi deja suntem de 4 ani de zile împreună, pe 16 august facem 4 ani de relație și ne așteptam, normal că te aștepți după ceva timp să vină și chestia asta. M-a și cerut acum un an de zile fix în preajma sărbătorilor, de fapt pe 24 spre 25, fix în noaptea aia m-a cerut de soție și era de așteptat, adică a fost o fericire timp plin, n-am avut o secundă de ezitare. Știu că voi trebuia să faceți nunta anul acesta, a fost o problemă și nu s-a mai întâmplat, așa că anul viitor o să fie practic un dublu eveniment, nunta și botezul. Nu știu dacă nunta neapărat, dar cununia sigur va fi și cred că în același timp cu botezul. Cred, nu știu sigur, o să fi și voi invitați, bineînțeles, dar mai așteptăm, vreau să mă bucur din plin de momentul ăsta în care sunt însărcinată. Este într-adevăr un mare roller coaster. Nu credeam, credeam că e așa un răsfăț, că aia ce e stări, aia rău, bă, nu e. Deci, fetele care mi-au spus că nu e așa ușor au avut foarte mare dreptate. Inclusiv sormea, mama și mai departe. Ți-a fost rău? Adică te-ai simțit așa de rău încât să zici că e nasol? Nu am avut zi de zi, deci nu am avut, am trecut de perioada aia, așa se zice, acum nu știu, se manifestă diferit de la om la om, de la femeie la femeie. Nu am avut perioade din alea în care chiar să nu pot să ies din casă deloc, dar de exemplu astăzi m-am simțit destul de rău. La începutul zilei, pe la 10 dimineața, așa, nu am putut să fac nimic. Pur și simplu am stat și am așteptat să-mi revin. Și uite că mi-am revenit. Vreau să te întreb ceva. Știu că tatăl tău, Adrian Simionescu, Adrian Minune, cum îl știm noi, este foarte, foarte fericit și își iubește foarte tare prima nepoată, pe Sophie, este fetița lui Carmen. Cum a reacționat când a auzit că Adriana o să-i aducă un nou nepoțel? A fost foarte fericit, deci foarte fericit, emoționat până la lacrimi, ca de obicei tata. Și nu e, cum să zic eu, nu e o chestie, și ei se așteptau, știi? Toți ne așteptam să se întâmple chestia asta, dar a fost un șoc în felul în care le-am dat eu vestea, că eram toți în casă și tata se îmbrăca să plece la eveniment. Eu eram ceva de genul să le zic, să nu le zic. Adi a aflat primul că m-a prins că mă șușoteam prin casă cu Nicu și făcea de-alea, mamă, și eu mă uitam la el ceva genul, bă, nu-i spune, lasă-mă să-i zic eu, sormea nu era cu noi. Și eu țin foarte tare la legătura asta între noi două, nu știu dacă se și vede, dar noi suntem foarte apropiate, eu nu fac nimic fără sormea, fără să știe ea. Și știu că și ea a ținut foarte tare să fiu eu acolo atunci când a dat vestea despre Sophie. Și din cauza lui Adi n-am putut să o aștept și pe ea și a trebuit să le zic, îți dai seama. A stricat surpriza, fratele mai mic. Da, Adi făcea exact ce ți-am zis, mamă, se uita la mine să-i zic, să nu-i zic, zic, bă, nu-i spune. A, bine, dă-și mie, mamă, un pahar cu apă. Și am stat cu sufletul la gură, îți dai seama. Bine, noi oricum de mici ne șicanăm cu chestii din astea, știi? Sunteți obișnuiți. Da, da, suntem. Ce faceți de sărbători? De sărbători stăm cu familia. Cred că o să plecăm într-o mini-vacanță pe la munte pe undeva. Și cam atât. O să stăm exact așa, în formula asta. Familie. E frumos la voi pentru că e familie mare și așa chiar se simt sărbătorile. Suntem mulți, chiar asta vorbeam cu Nicu, cu soțul meu, că noi nu putem să facem niciun eveniment mic. Nu avem cum. Și dacă aș vrea să fac ceva restrâns în familie, ferit de ochii lumii, ferit de absolut tot, n-aș putea, pentru că din start am 20-30 de persoane, sunt doar familia. Vreau să te întreb dacă ți-e teamă de momentul nașterii, dacă o să faci cezariană și cum o să fie, așa, cum ți-l imaginezi? Domnul doctor a zis să recurgem la cezariană pentru că este o variantă mai simplă și, da, el știe mai bine, merg pe mâna lui. Mi-este teamă, într-adevăr, mi-e teamă și am emoții foarte mari pentru nașterea asta, dar dau înainte cu tupeu. Exact așa zice, dă înainte cu tupeu. Mama ta a crescut trei copii
foarte frumoși și foarte deștepți. Știu că s-a ocupat foarte tare de voi. Ce sfaturi de aur ți-a dat în momentul în care tu ai rămas însărcinată și o să devii și tu mămică la rândul tău? Să iubesc cu toată inima mea și să-i pun pe ei pe primul loc. Mi-a zis ceva de genul, vezi că de azi înainte tu nu mai trăiești doar pentru tine, trăiești pentru ei. Pentru el, da? Pentru copilul tău, fată, băiat, ce-o fi, tot copilul tău este și trebuie să trăiești pentru el, mai mult pentru el decât pentru tine. Când ai o mamă așa, îți setează niște standarde foarte înalte și nu știi cum să faci, nu știi ce trebuie să faci exact ca să fii ca ea. Știi ce ai simțit tu ca și copil și îți dorești ca și copiii tăi să simtă la fel despre mama lor, adică despre tine. E foarte complicat. Pentru că știu că mama nu a făcut nimic pe plan profesional să se ocupe doar de noi, știi? Și s-a ocupat în permanență de noi și tocmai de asta noi avem o educație așa bună și tocmai de asta le lăsăm loc de bună ziua. Este tot meritul ei. Absolut tot. Așa este. Spuneai că tatăl tău se pregătea să plece de acasă când i-ai dat vestea. Cum a zis? Cum a reacționat? Da, uite, vezi, dau dintr-una în alta pentru că sunt foarte emoționată și îmi place să-ți povestesc tot cum s-a întâmplat, exact așa a fost. Tata vrea să plece de acasă la eveniment și m-am dus la ei. Până la urmă zic, bă, asta e, le dau vestea acum că nu mai pot să mai aștept. Dacă eu plec, Adi le zice clar și le zice fără mie și n-are niciun farmec. Și m-am dus așa la ei și plimbându-mă pe lângă masă zic, auziți? Și ei s-au ridicat toți, da, luați și voi ăsta. Și le-am pus testul pe masă. Și au fost toți așa, nu cred, au crezut că glumim, ce că glumesc, știi? A, nu, că tu glumești, n-ai cum, nu-i adevărat. Ba da, jur că e al meu și că e adevărat. Nu, o să avem un nepoțel, bla, bla, bla. Au început să plângă, râsete. A fost foarte frumos. Pentru că vine natural. Nicu ce a zis? Cum a reacționat? Presupun că el a aflat prima dată vestea, nu? Da, da, el a aflat primul. Eu când am aflat și eu eram la Dristor, a fost, așa a fost să fie, să aflu când eram cu ei. Deci eram toți în casă. Unul nu lipsea. Până și unchiul meu, fratele tatălui meu, cu soția lui și cu copilul, cu Ricci, cu vărul meu. Deci erau toți la noi. Și ai reușit să ții secretul, nu? Câteva ore, îți dai seama că în ziua aia le-am zis. Păi n-aveam cum să mai plec de acolo fără să le zic. Că mă simțeam cu musca pe căciulă, știi? Și lui i-am spus printr-un mesaj, dacă îți vine să crezi. Deci printr-un mesaj i-am spus. Și reacția? Reacția lui a fost, eu l-am întrebat pe el, ce faci, cum te simți? Și el, ce bine, iubire, uite cu munca, tu? Zic, sunt acasă, auzi, dar așa ca tată, cum te simți? Și ce nu cred, adică ce vrei să spui? Cum adică, ce vrei să spui? Și am trimis poză, știi, cu testul. Și cu ăla pozitiv. Nu, n-ai cum, nu e adevărat, nu știu ce. A fost foarte fericit, îți dai seama, m-a sunat, îmi urla la telefon, te iubesc. Vreo două săptămâni am umblat cu ecografia în buzunar. E totul foarte frumos, am impresia că trăiesc un vis, nu știu de ce. Vă doreați și l-așteptați, nu? Ne doream și am zis, de ce nu? Dacă totul merge bine și există înțelegere, n-are ce să se strice. Ferească Dumnezeu, mai mult să le lege, de fapt, un copil. Și tu o iubești foarte tare pe Sophie. Este aerul meu, nu știu. Deci credeți-mă că mă gândeam zilele trecute care o să fie diferența pentru mine între Sophie și copilul meu, dacă o să existe vreuna. Și mi-a zis sora mea că o să existe. I-am zis, și eu i-am răspuns în felul următor: da, dar tu nu știi cum e să fii mătușă. Așa că nu avem de unde să știm. Ce ți-ai dori așa în sufletul tău? Tot fetiță sau băiețel? Eu am o dorință, vreau să fie băiat. Da, e pur și simplu dorința mea, că așa îmi doresc eu, știi? Dar dacă o să fie fată, o să fie la fel de iubită, poate mai răsfățată decât ar fi un băiat. Și, de fapt, îmi doresc din toată inima mea să fie sănătos orice ar fi. Voi doi, tu și cu Nicu, trebuie să vă bucurați acum. Știi că este ultimul Crăciun împreună, cum ar veni, și viitorul o să fie, da, doar voi doi. După aia o să fie din ce în ce mai greu, așa că intervin alte responsabilități. Da, da, ne bucurăm din plin, dar, ce să zic, e bine că e în plus, știi, mai vine unul, nu e ca și cum pleacă cineva, Doamne ferește. Eu mă bucur din suflet că o să fim mai mulți pe lângă brat. Noi în casă suntem, la Nicu, suntem doar trei persoane, eu, mama, soacră și el. Stai seama că un copil mai schimbă atmosfera. Și atunci sunt toate bune și frumoase. Deci din start o să ai ajutor pe mama soacră și pe ai tăi oricum. Da, 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 recunosc că mama soacră chiar este un ajutor pentru mine și îi mulțumesc.
mulțumesc, chiar dacă noi spun în fiecare zi, mulțumesc pentru tot ce face pentru mine, pentru că eu am timp să mă machez, eu am timp să ies în oraș, eu am timp să mă duc la studio, eu am timp să fac toate lucrurile astea. Și ea, dacă nu sunt eu, gătește, ea, dacă nu sunt eu, face ea curat, săraca face toate, știi? Și mama la fel. Mama nici...